Se vorbește zilele acestea despre faptul că domnul Dan Vâlceanu ar fi favorit pentru a prelua Ministerul Finanțelor. Cum vedeți dumneavoastră? Există o relație de prietenie între domnul Câțu și domnul Vâlceanu. Nu este un secret în spațiul public. Însă, ministrii sunt propuși de partid. Există, ca să ajungi ministru, trebuie să se dea un vot în biroul executiv al Partidul Național Liberal și dacă și în Biroul Permanent Național și dacă va fi o susținere, cel care va fi susținut, acela va deveni ministru. Bineînțeles, trebuie să existe și o consultare cu premierul și președintele, dar ministrii sunt politici, nu sunt așa, cu toții ne putem pune toți prietenii în guvern și ne trezim după aia că nu mai avem majoritate în Parlament. Trebuie să existe o reprezentare a organizațiilor, trebuie să existe totuși o grad de mulțumire în partid că oamenii pe care i-am propus în guvern ne reprezintă și de aceea procesul de selecție este mult mai complex decât o prietenie între doi oameni. Dar nu credeți că domnul Vâlceanu este potrivit pentru funcția de ministru al finanțelor? Este o persoană care știe economie. Evaluarea competenței o vom face în sforurile statutare ale Partidului Național Liberal. Și domnul Sebastian Burdușa era unul dintre nume. La fel, sunt mai mulți. Și doamna Gabi Horga și sunt mai mulți. Deci domnul Păiuș, cu toții sunt competenți. O să vedem exact la momentul potrivit. Cum ar trebui să arate viitorul ministru al finanțelor? Ce competențe trebuie să aibă? Sau... Trebuie să fie o persoană care știe cum a lucrat într-o instituție publică. Să aibă un istoric. Dar să aibă un istoric. Să aibă un istoric în partid, în sensul să fie acceptat de partid ca o persoană care să reprezinte partidul și, bineînțeles, să aibă și o relație bună cu premierul. E firesc. Deci, trebuie să fie o persoană care reușește să țină și legătura bună cu partidul, dar și să aibă o relație bună cu premierul, pentru că ministrul de finanțe este mâna dreaptă a premierului. Nu poți să acționezi în deplinătatea puterii funcției de premier dacă nu ai susținerea totală a ministrului de finanțe.